Bună seara și bine v-am regăsit! Continuăm seria dezbaterilor electorale de Votez la ProTV, în care încercăm să-i cunoaștem pe candidații pentru parlamentarele din 24 februarie. Astăzi vorbim despre circumscripția numărul 25, o parte din candidații de acolo. Dați-mi voie să vă spun cine a fost invitat în studio astăzi la discuții. Este vorba despre domnul Victor Mândru, PD, reprezentat astăzi de... Neli Birezovski, persoana de încredere. PD? PD. Da. Și dumneavoastră, din PD. Eu sunt tot din PD. Alexandru Odințov, PSRM. Bună seara. Bună seara. Inga Grigoriu, acum. Bună seara. Bună seara, prieteni. Dumitru Chituroagă, Șor, Partidul Șor. Bună seara. Bună seara, bine ați venit. Avem doar un candidat care este reprezentat de altcineva și regret ne-a spus că acest candidat ar fi trebuit să vină pentru că reprezintă un partid care a schimbat prin votul său sistemul electoral și ne-a introdus acest sistem mixt cu care încă nu ne-am obișnuit și nu pricepem mai nimic din el, dar avem vreme să pricepem după ce vom alege. Așadar, ce face domnul Mândru? Unde este de n-a venit la... Este la o întâlnire foarte serioasă, fiindcă am să vorbesc mai apoi. Programul a fost alcătuit datorită propunerilor alegătorilor și din aceste considerente mai sunt multe concretizări, fiindcă noi deja am început acest program să-l implementăm. Este la întâlniri. Da. La solicitarea alegătorilor. Da. Ok, să vă spun, noi l-am invitat cu 48 de ore înainte la dezbatere, așa am făcut, chiar cu mai mult timp, dacă a fost posibil. Așadar, este un pic de neînțeles, pentru că aici tot ne adresăm alegătorilor și nu vorbim numai între noi. Așadar, am să vă rog pe dumneavoastră să îl prezentați pe domnul Mândru într-un minut. Stimați prieteni, am onoarea astăzi să-l reprezint la dezbaterile electorale pe domnul Victor Mândru, candidat al Partidului Democrat, circumscripția 25, reprezentată prin sectoarele centrului Chișinăului și Botanica. Îl cunosc pe domnul Mândru de mulți ani. A activat mult timp, 20 de ani, la uzina Signal. Anii 2001-2018 a deținut mai multe funcții, consilier municipal în Consiliul Municipal, prim vicepreședinte al Casei Naționale de Asigurări Sociale, șef al oficiului teritorial al Cancelariei de Stat, viceministru al Sănătății și Protecției Sociale, deputat în Parlamentului. Deputat. Exact. Da. Deci pot să vă spun că dispune de competențe necesare de ordin administrativ, de ordin legislativ, da. Și socio-social. E important pentru un reprezentant în Parlament. Domnule Odințov, vă rog să vă prezentați, încercați într-un minut, vă rog foarte mult. Я Одинцов Александр, я муниципальный советник с 2015 года, родился на Краснодонской, сейчас это читать Алба, сейчас проживаю на улице Лех-Качинского, это на телецентре. С 2015 года занимаюсь в муниципальном совете, в комиссии по земельным отношениям, архитектуре и строительства. Остановили десятки строительств, мы оказали помощь сотням людей, проверили. Лично я занимался проверкой тысяч проектов решения по земельным отношениям. И мы остановили более сотен распилов и не допустили голосования в муниципальном совете. Da, mai departe, doamna Grigoriu, vă rog să vă prezentați un minut. Bună seara, sunt Inga Grigoriu, candidez pe circumscripția 25 din partea blocului electoral, platforma DA și PAS, în aceste alegeri. Sunt vicepreședintă a platformei Demnitate și Adevăr, sunt cofondatora unei organizații obștești care pledează pentru dezvoltarea democrației în Republica Moldova. Sunt licențiată în arte dramatice, sunt masterandă acum în cadrul Facultății Relații Internaționale, Științe Politice și Jurnalism în cadrul ULIM. Am activat mai mult de 10 ani în domeniul privat, fapt care mi-a permis să cunosc foarte bine problemele și provocările acestui sector. Mă cunoașteți dumneavoastră din anul 2015, atunci când am ieșit în stradă, când am aflat că suntem furați de miliarde, am ieșit cu un grup de tineri și am pornit mișcarea protestatară. De atunci sunt în văzul dumneavoastră, orice acțiune care o fac, o fac din proprie convingere, pentru că îmi pasă de această țară și îmi pasă de oamenii ei. Reprezint o clasă politică nouă, cu oameni integri, onești, cinstiți, și știm cum se aduce în Republica Moldova, da, pe făgașul normalității. Domnule Chituroagă. Da, spune Dumitru Chituroagă, sunt reprezentantul partidului politic Șor în circunscripția 25.
Sunt jurnalist de meserie, sunt administrator a două posturi de televiziune, am activat mult în mass media, activez în continuare, acum am o pauză, pentru că vreau să-mi exercit dreptul constituțional, dreptul de a participa la alegeri electorale din acest an. De asemenea, sunt proprietar și conduc o întreprindere individuală agroindustrială. Sunt născut în Chișinău, am locuit o lungă perioadă în suburbie, în Trușeni, astăzi locuiesc chiar și în Chișinău, în sectorul Buiucani. Sunt cunoscute problemele, în special în sectorul 25, acolo unde sunt câteva instituții de importanță majoră națională sportivă, cum este Centrul Rezervelor Olimpice, Liceul Republican Sportiv. În plus, ne cunosc și din practica profesională, dar și discuțiile pe care le-am avut cu medicii, dar și anumite proiecte sociale pe care le implementăm împreună cu Partidul Politic Șor. Despre, mă refer la instituțiile medicale. Este vorba de Institutul Republican, de Spitalul Republican, Institutul Oncologic, care iarăși este inclusă în circumscripția 25. Da. V-ați încadrat perfect în timpul ce v-a fost alocat. Rămânem la dumneavoastră, domnule Chituroagă, să schimbăm ordinea de adresare a întrebărilor. Ați spus că administrați două televiziuni. Este vorba despre, eu am să spun care sunt, că nu ne deranjează să le facem publicitate la dezbatere electorale, Televiziunea Centrală și Orchei TV. Exact. Așa. Cui aparțin aceste televiziuni și ce legătură au cu Ilan Șor? Am răspuns de numărate ori, în 2014, la această întrebare. Mă reiterez, această întreprindere are drept fondator pe doamna Rita Țvic, cu o parte 100%. Relația cu Ilan Șor prin intermediul companiilor dumnealui este o relație pur comercială, în limita legii, absolut normal. Noi n-am fost sancționați niciodată sau avertizați măcar de Consiliul Coordonator Audiovizual pentru că am fi, spre exemplu, imparțiali sau că ar lipsi acest echidistant. Dar avem un Consiliu al Audiovizualului pe care îl considerați corect, care echilibrat, ia decizii corecte? Absolut. Eu n-am văzut, spre exemplu, motive pentru care eu aș spune personal că această instituție a încălcat grav careva drepturi. Există un cod audiovizual bine respectat, noi îl respectăm, ținem la el, ținem foarte mult la produs autohton, la produsul nostru propriu, ținem foarte mult și la produsele care apar mediatice în limba de stat. Da, eu să știți că am urmărit programele de știri la pe cât posibil, cât am reușit și nu aș putea să spun că este vorba chiar despre un program imparțial. Înțeleg că e o televiziune locală, că vorbește despre ce se întâmplă acolo, dar începe și se încheie cu care este personajul de bază pe care îl găsim în aceste știri. Doamna Bogza, este absolut normal să existe abordări diferite. Noi ne-am căutat nișa noastră pe piața mediatică. Vă spun, este un proiect comercial reorganizat începând cu anul 2018, deci din anul trecut. Sunt administrator din 2014. Da. A fost ieri publicat un raport vis-a-vis de activitatea media în această perioadă și cele două televiziuni îl favorizează pe Ilan Șor și nu este, cred că, deocamdată. Descoperire. Cum deocamdată? Deocamdată. Nu există deocamdată. Ori da, ori nu. Iar dumneavoastră sunteți ziarist există... și următoarea întrebare, n-aș vrea să vă iau mult timp de asta, haideți să ne limităm la răspunsuri foarte clare. Dumneavoastră sunteți ziarist, cum se împacă asta? Se împacă... rolul de membru al Partidului Șor. Decizia mea, spre exemplu, de a reprezenta Partidul Politic Șor, de a mă implica, mă repet, este o decizie a mea personală. Nu sunt primul și ultimul jurnalist, spre exemplu, care vrea să facă politică. Înseamnă că nu vă mai întoarceți acolo. Odată ce faci politică, e gata, nu? Eu n-aș fi atât de sigur de ce vă spun acest lucru, pentru că au fost persoane care au fost chiar deputați, spre exemplu, au fost cu funcții de răspundere și s-au întors în mass media. Eu, spre exemplu, comparativ poate chiar cu dumneavoastră, nu realizez emisiuni cu tematică politică. Nu, și asta mă avantajează. Da. În plus, pentru că realizez emisiuni cu tematică sportivă, tematică socială. Spuneți-mi, vă rog încă un lucru, de unde bani pentru întreținerea și cumpărarea acestor televiziuni? Chiar deloc nu mă deranjează această întrebare, eu am mai spus-o, spre exemplu, sunt anumite împrumuturi, grație cărora, spre exemplu, noi am făcut o serie de modificări și a contentului, grație cărora, spre exemplu, am reputut moderniza sau practic construi de la zero un alt studio. De unde? De la diferiți agenții economici, parteneri, în mare parte, care ne-au susținut. Dar, eu de fiecare dată am menționat, dacă există careva dubii, vreo televiziune sau vreo instituție media care pune la îndoială faptul că noi, începând cu anul 2014, nu ne-am putut asigura de sine stătători, haideți atunci dar să scoatem bilanțurile contabile. Da. O, dumneavoastră, dacă intrăm în... V-am întrebat de unde bani pentru cumpărarea acestor posturi. Așa. Și care este relația cu Ilan Șor? Voi spune eu că nu mi-ați spus. Da, într-adevăr, Margareta Țvic este cea care figurează oficial, dar domnia sa este figurantă și în raportul Crol 1 cu un împrumut de 11 milioane dintr-un credit offshore cu care a cumpărat acțiuni la Unibank. Haideți să vedem până la urmă când vom avea instituții care să se ocupe, preocupe de
furtul miliardului cu adevărat, poate aflăm și noi, de fapt, ce s-a întâmplat cu acei bani care au provenit, nu se știe de unde, da? Din offshore. Mergem mai departe, pentru că dumneavoastră v-ați consumat o bună parte din timp. Ajungem acum la doamna Grigoriu. Ați declarat venituri de aproape 38.000 de lei, corectați-mă dacă greșesc, pe 2 ani? Nu, deci mai este și în continuare. Mai, în afară de faptul că am fost angajată în mediul privat, am mai avut și alte activități care sunt prezentate și în următoarele rubrici. Și dacă o să faceți un calcul, o să iasă o sumă mai mare decât cea care este prezentată la postul de muncă unde a fost angajată. Uh-huh. Dar nu este mult mai mare, înțeleg, pentru că este o sumă destul de mică. Cum vă întrețineți cu acești bani? Că m-am uitat, aveți o casă care trebuie întreținută, facturi de plătit. Casa este în construcție, da. Cea din 2014 este în construcție, dar mai aveți încă una moștenire. Este casa bunicului meu, care se află în Mânzătești. Probabil că acolo oamenii din Mânzătești o cunosc. Așa, deci din păcate bunicul meu a decedat. Pentru facturi vă ajung banii? Și pentru întreținere? Nu ați studiat cu atenție declarația pe venit. Doamna Bogza, uitați-vă puțin mai jos și pe cealaltă rubrică. Da, și oricum, zic, nu este o sumă cu care ne-am obișnuit în cazul altor participanți în această campanie. Și de asta mă surprinde dacă vă ajung acești bani și cum vă plătiți facturile, cum vă întrețineți, cum vă îmbrăcați, mâncați. Într-adevăr, eu știu, uitându-mă și la declarațiile, de exemplu, oponenților care sunt, prețurile și ceea ce au dobândit pe parcursul a 2 ani, într-adevăr, este exorbitant. În cazul meu, studiați cu atenție declarațiile. Eu să știți că am studiat declarațiile. Noi mergem mai departe. Stați așa ca să vedem la cine am ajuns. La domnul Odințov. Da. Consilier local în CMC, da? Dumneavoastră, în ultimele două declarații, am văzut că nu aveți un loc de muncă stabil, dar ce faceți? Cu ce vă ocupați? Ultima din 2015 eu se ocupă cu canțelier municipal, la canțelier municipal Chișinău. Atât? Da? Nu lucrați nicăieri? Nu. Dar aveți, văd, venituri doar din indemnizație declarată în 2017 și 22.000 de lei. Și respectiv 34.000 în 2016. У меня есть предыдущие доходы, которые были до того, как я стал муниципальным советником, до того, как осуществил первую декларацию в 2014 году, когда были парламентские выборы, были предыдущие доходы, и на это позволяет... Да, де унде аческе... Я занимался в области недвижимости, и эти доходы позволяли, пусть скромно, но тем не менее оплачивать свои расходы. Да. În același timp, dumneavoastră, în 2014, la parlamentare ați donat 173.000 de lei. Deși ați declarat venituri de 72.000 de lei. Asta e greșeală. Всего было пожертвовано около 170.000 de lei. Это всего в течение длительного времени. Donații în 2016 la prezidențiale de 75.000 de lei. Cu venit de 34.000 din indemnizații. Păi de unde banii? Eu spus că am avut niște lucrări după că eu venit, a făcut declarația 2014 și după că eu venit canțelier municipal la canțelier municipal. Și am avut o vânzări, un apartament la 2015, eu declarat la inspecția de fisc. Dar n-ați trecut în declarațiile acestea, că nu le fiindcă după lege e nu a cerut asta, declarația la 2015. După un an, ei au сделали electronul подпись, и после этого было мы декларировали 17-18 год. Când vorbim despre declarații venit, înseamnă tot ce am obținut. Eu nu prea am înțeles de asta și mă uit aici, 100 și ceva de mii declarați la partid, donații în prezidențiale, în locale, niște taxe exorbitante, când de fapt aveți... Nu, я же не первый день, как проживаю, до этого занимался деятельностью, у меня были доходы. Să ne pozvolile zile. Dar spuneți-mi, la partid acolo aveți o taxă de partid, că și ieri, și alaltăieri, și în fiecare zi, în jur de 80 de mii. Când? 70 ceva, 80 de mii. 70 ceva, 80 de mii. Это по возможности каждый, кто имеет возможность пожертвовать в фонд партии, тот и по этой сумме декларирует.
Da. Ați mai declarat un Subaru cumpărat în 2016 cu 12.000, în timp ce pe piață este de circa 120.000, deci de 10 ori mai scump, spun ziariștii care se ocupă de investigații. Совершенно верно. При приобретении этого автомобиля мы декларируем полиостаточную ее стоимость. Закон это позволяет. Да. Мерджем mai departe la domnul Mândru ar fi trebuit să ne răspundă și tare îmi pare rău că domnul Mândru nu este, pentru că toate aceste întrebări sunt personal bine, pentru cei care bine, mă bucur atunci. Așa. În Parlament din 2005 până acum, vorbim despre domnul Mândru, actualmente candidat PD, din 2005 până acum a fost pe listele Partidului Comuniștilor, a fost unul dintre fruntașii Partidului Comuniștilor, ales de 5 ori pe listele PCRM și într-un final a aruncat partidul și s-a dus în altă parte. Aș fi vrut să-l întreb de ce, dar ajungem la această întrebare. Mai întâi spuneți-mi, vă rog, nicio inițiativă legislativă, niciun discurs, nicio luare de cuvânt. Cum e posibil un deputat cu atâta vechime să nu apară măcar o dată? Ce face domnia sa acolo în Parlament? În primul rând, când se selectează candidaturile respective la diferite posturi și în Parlamentul Republicii Moldova și în diverse structuri administrative, se iau în considerație, în primul rând, capacitățile profesioniste. El este un executor extraordinar. Eu de ce vă spun că îl cunosc de foarte mulți ani? Eu am început ca tânăr specialist, profesor, la Liceul Internat cu Profil Sportiv. Pe timpul școlii internat cu profil sportiv, uzinele formau detașamente pedagogice, ceea ce noi ne străduim acum să revedem cum școala părinților licei. Atunci, primele excursii care le-am organizat cu consilierile profesionale la uzină, zic să ne întoarcem, vreau că să vă spun că ajungem. A crescut de la un simplu reglator al aparatajului electronic la uzină, la un șef de secție, șef de direcție, okay, etc. Da. Dar a știut să motiveze și a fost extraordinar. Și un om se duce acolo pentru ca să voteze, cunoscând, legi, să aibă inițiative cunoscând legislative. Cunoscând foarte bine specificul, era o problemă de a reanima, să vă spun cinstit, întreprinderile, fiindcă da, semnalul unul dintre ultimele a fost închis. Aici, e clar, dumneavoastră, mă iertați că vă întrerup, pentru că nu avem mult timp, avem foarte puțin și nu putem intra a face incursiunea atât de lungi. Este un specialist foarte am bun înțeles și un asta, executor, da, excelent. Fruntaș comunist până în 2015, cum am spus, ales de 5 ori pe listele PCRM, a ajuns în martie 2017 în PD. Cum a ajuns acolo, cine l-a convins și cum anume? Atunci când s-au început diverse probleme în Partidul Comuniștilor, eu nu cunosc în detalii dinăuntru ce s-a întâmplat, dar toată lumea cunoaște că au apărut foarte multe contraziceri. Contraziceri ce ține de spațiul public, repartizarea obligațiunilor, posturilor, etc. Au fost mai multe posibile probleme în care nu a dorit domnul să participe. Nu numai Partidul Comuniștilor a știut să selecteze cadre bune care s-au menținut mult la putere, dar și Partidul Democrat a observat acele persoane care sunt competente și toți 14 cu adevărat sunt oameni competenți. Da. Dar okay, n-au mers. Domnia la diverse... sa este de asemenea acuzat de către Partidul Comuniștilor că a falsificat semnăturile pentru înregistrare în cursa electorală. Din ceea ce am înțeles, e dat pe ore tot ce s-a întâmplat, cum este posibil să aduni 500 de semnături în 4 ore? Un simplu calcul arată că sunt 2 semnături pe minut. De 2 ani cât lucrează în sectorul centru, în calitate de președinte al organizației teritoriale, eu știu că numai noi, pedagogii, am reușit, prin îndrumarea dânsului, să formăm o asociație a pedagogilor, nu politică. Am format școala părinților, nu politică. Este vorba de asigurarea managementului schimbării în educație și am mers la diverse consultații de gen legislativ ca să știm cum să promovăm unele idei și să participăm la dezbaterele care au fost, apropo, vă spun, organizate de Ministerul Educației. La noi în fiecare structură sunt oameni potriviți la locul potrivit. Deci a adunat altcineva pentru domnia sa, înțeleg. Stați o clipă, dar mai sunt și persoane de încredere. Okay. Mai sunt oameni. Am înțeles, e clar. Da. Care deci nu s-a dus domnia sa fizic. Domnia sa a fost peste lumea, tot și l-așteptau, toate furnicuțele și l-așteptau oamenii, da, la locurile respective. Cât am durează? Înțeles. 2 minute durează. 2 semnături pe așa minut.
Așa e. Da. Deci 30 de secunde semnătura. Sectorul nu e atât de mare. Am înțeles. Da, am înțeles. Acum dau start acelei runde în care domniile voastre trebuie să interacționați, să vă puneți întrebări și să răspundeți la întrebări totodată. Începem de la domnul Chitoroagă și va adresa o întrebare doamnei Grigoriu. Doamna Grigoriu răspunde, vă rog, și înapoi întrebarea către domnul Chitoroagă și tot așa mai departe mergem. Vă rog să vă încadrați într-un timp rezonabil, de 3 minute, 3 minute jumătate maxim. Doamna Grigoriu, dumneavoastră reprezentați sau candidați pentru funcția de deputat din circunscripția 25. Vreau să vă întreb dacă cunoașteți problemele cu care se confruntă Centrul Rezervelor Olimpice și Liceul Republican Sportiv, două instituții de importanță majoră în pregătirea sportivilor de performanță, dacă ați discutat cu ei și enumerați, eu știu, câteva soluții anume pentru acest domeniu. Domnule Chitoroagă, eu v-am auzit, apropo, probabil că deja a treia oară, când rostiți exact aceleași instituții. Ați mai fost la o dezbatere TV, nu mai țin minte la ce post de televiziune, da. Și tot despre ele ați vorbit și ați vorbit. Eu vă recomand să vă uitați că în acest sector totuși mai sunt și alte instituții, și nu doar sportive, sunt și instituții medicale, sunt și școli, licee, există și un colegiu de arte, există și mai multe alte instituții cărora trebuie să le acordăm atenție sporită. Eu vă asigur că venind în Parlamentul Republicii Moldova, noi, echipa care reprezentăm acum platforma Da și Pas, vom ști să venim cu soluții, să venim cu propuneri pentru fiecare sector și pentru fiecare domeniu pe care îl avem. Deci, deocamdată nu aveți soluții. Prioritar. Eu să înțeleg, dumneavoastră nu aveți soluții la moment. Eu v-am răspuns la întrebare. Am înțeles, nu aveți soluții. Întrebarea pentru domnul Chitoroagă. Iată, ascultându-vă, noi nu prea v-am văzut până acum în spațiul public, ne-am mirat și noi de ce, iată, un jurnalist, un tânăr școlit în România, este foarte ciudat să-l auzim vorbind despre socialism, despre colhozuri, sovhozuri. Întrebarea mea este următoarea. Ați spus adineauri că aveți o relație contractuală cu Ilan Șor. Contractuală dintre întreprindere. Așa. Vreau să înțeleg mai departe. Ce se va întâmpla dacă se vor termina aceste colhozuri, sovhozuri? Stați când ele au început. Noi le construim acum. Dacă vă jenează termenul, doamna Grigoriu, puteți să o numiți cum vreți. Asociație, spre exemplu, agricolă. Dar este una modernă care vine să fie, în primul rând, un concurent pentru anumiți, așa numiți lideri. Pentru persoanele care, cu părere de rău, au luat în arendă la foarte mulți oameni în scopuri personale, dar care nu le achită absolut nimic. Deci nu va deranja, spre exemplu, business-ul celor care desfășoară activitate în acest domeniu mai bine de 20 de ani. Deci sau 27 de ani. De fermieri. Este o asociație de fermieri modernă, absolut. Deci nu este un colhoz, o asociație de fermieri. Înțeleg că în cazul acesta pur și simplu se manipulează cu... Nu există manipulare, există de o denumire. Atunci, de ce folosiți colhoz? Deci amăgiți oamenii voștri? Nu este colhozor, de fapt. Doamna Grigoriu, eu mă repet încă o dată. Deci colhoz este un termen, da? Este o asociație agricolă în sine care atunci vine să susțină prin persoanele care nu își pot prelucra terenurile. Pe banerile vizuale, exterioare, când vedem colhozuri, acolo nu este explicat. Haideți că de fapt aveți în vedere departe, altceva. Domnule Chitoroagă, vă rog mai departe întrebări pentru că nu reușim. Către domnul Odințov. Domnule Dințov, spre exemplu, dumneavoastră, doamna Grigoriu, spunea că am menționat de câteva ori centre sportive. Sunteți mulțumiți de reformele care s-au făcut, dumneavoastră totuși aveți numai puțin de 50 de localități unde aveți majoritate, prin intermediul consilierilor, aveți un model, spre exemplu, de organizare într-o localitate, a sistemului medical, serviciului, spre exemplu, comunal locative, astfel încât să veniți cu o soluție foarte clară la ora actuală, să spuneți, uitați-vă, aveți un rezultat concret. Un rezultat concret, dumneavoastră, vorbiți despre Centrul Olimpic, acolo putea să fie trei construcții, da? Eu mă refer în primul rând, nu, am făcut doar o referire, întrebarea mea este alta, dumneavoastră aveți putere în 50 de localități din țară, da? Aveți reprezentanți la nivel de Consiliu, dumneavoastră ați fi putut să organizați în această perioadă o politică sau un management corect, astfel încât să ne demonstrați un model de organizare, inclusiv în circumscripția 25. Da, e clar, haideți să vedem. Vă всех 50 населенных пунктах, которые руководят меры от партии социалистов, не были повышены тарифы раз. Мы не использовали ворованные деньги для развития населенных пунктов 2. И в каждом есть видение развития этих населенных пунктов. Я могу в частности говорить конкретно о муниципе Кишинева. Întrebarea pentru domnul Chitoroagă, vă rog. Скажите, пожалуйста,
такой вопрос. Господин Шор дал признательные показания о том, что он дал взятку Филату, напомните мне цифру, 250 миллионов евро, по-моему, да? Не кажется ли вам, когда человек дает взятку 250 миллионов евро, он что-то получает взамен? Что получил господин Шор от Филата взамен? Domnule Dimitrov, există anchetă la ora actuală care este în plină desfășurare. Prin simplu faptul că domnului colaborează. Domnule Dimitrov, există practică internațională. Persoanele care colaborează, spre exemplu, cu organele de anchetă, care deconspiră scheme internaționale, se lucrează mai departe. Deci va fi bun. Când oameni demită, e cere ceva. Ce ceru domnul Șol de la Filat? Știți, fiecare gândește după filozofia lui. Если он дал взятку 250 миллионов евро. Ну, мол, персона, которая получит демита. 250 миллионов евро Шор дал Филату, ничего не попросит за меня. Я сам где-то сигур, мя Eu vă spun, fiecare gândește după filozofia lui de gândire. Stați un pic, domnule Chitoradu, nu vă supărați. Da. Deja încerc să mă abțin, dar nu pot, pentru că odată ce afirmi că ai dat mită 250 de milioane, ai fost constrâns să dai mită. Una că nu te-ai dus înainte să anunți organele de drept și să spui, ăsta mă cere mită, mă strânge cu ușa, nu știu, îmi smulge unghiile, dar a dat mită pentru ceva. Ce a obținut? Este o întrebare la care vă rog să răspundeți. Doamna Bogza, știți, acum despre furtul miliardului putem discuta foarte mult. Există o anchetă, mă repet, internațională, da? Există o anchetă urmărită de persoane competente. Miliardul ăsta, altă anchetă este. Domnul Odințu. Bună completare, domnule Odințu. Foarte bună completare. Vreau să vă aduc aminte chiar de cuvintele spuse de fostul președinte al Estoniei, doamna Thomas Kendrick, care spunea că știți că norocul Estoniei a fost că din 1991 n-a avut niciun prim-ministru condamnat. E unul jumătate mai aveți? Deci atâta timp cât avem o clasă politică coruptă, clasă politică, da? În frunte cu discuta. Domnul Șor sau ce să înțelegem? Dar domnul Șor n-a fost la guvernare. Păi stați un pic, o clasă politică, dar nu este politician. Este o clasă politică, nu, el nu a fost la guvernare. Putem vorbi, este în plină formare. Spre exemplu, la 5 faci la primărie, 2015, este totul altceva. Este în spațiul public, primește bani din bugetul public. Da, nu vă uitați la mine, este primar. Sau nu e așa? Este primar, este cei ce reprezintă dumnealui, este lider a unui partid într-o clasă în plină formare, dar nu este o clasă care a guvernat. Care a dat mită și nici măcar n-a ajuns la guvernare. Haideți să mergem mai departe. Întrebare, vă rog, pentru doamna Berezovski, dar de fapt pentru domnul Mândru. Da, domnul Mândru, dacă nu greșesc, a fost și viceministru al sănătății. Da, și protecției sociale. Și a protecției sociale. Dumneavoastră, sunteți mulțumiți, spre exemplu, de reformele pe care le-a inițiat Partidul Democrat, dacă ar fi să vedem ce se întâmplă la Spitalul Republican. Domnule, stați o clipă, nu puteți astăzi să nu vedeți realizarea unui program foarte bine gândit și cu spitale, și cu asistența medicală, și cu renovările acestor spitale, și multe alte probleme care necesită timp. În nici 2 ani Partidul Democrat a reușit să revadă foarte multe lucruri din acel program care era inițiat. Dar mă refer la realizări concrete. Păi realizările concrete sunt vizibile. Și dacă medicii, spre exemplu, sunt mulțumiți, eu nu știu, de salarii, dacă oamenii sunt mulțumiți de calitatea produselor medicamentale, deci mă refer la medicamente și multe altele. Cât un copil, o mamă, 9 luni, așa, până începe a vorbi copilul, durează până la 2 ani. Noi am făcut primii pași și s-au făcut pași concreți. E puțin timp, doamna Berezovski, e puțin timp. Întrebarea a fost foarte clară, concret, ce a făcut Partidul Democrat în sistemul medical, pentru că de ceva vreme patronează acest domeniu fără alte ajutoare de prin afară. Vă rog întrebarea către domnul Chituroagă, pentru că domnia sa... Iată, dacă ați întrebat ce a făcut domnul Mândru, eu aș vrea, dumneavoastră, în calitate de deputat, în care comisie parlamentară vă vedeți? Unde ați putea nu numai elabora legi sau ați putea fi de folos. Poate fi Comisia de Educație, spre exemplu, Cercetare, Știință și Învățământ, pentru că acolo se discută foarte mult despre codul audiovizualului și multe alte teme, sau de ce nu în domeniul agricol, pentru că am o asemenea întreprindere, cunosc foarte bine problemele unui agricultor de rând. Și au mai fost și agrarieni și ziariștii la putere. Au fost, altă clasă politică. Doamna Grigoriu, vă rog întrebarea pentru domnul Odințov. Domnule Odințov, vă aud spunând că aveți foarte multe realizări, foarte multe proiecte dumneavoastră ați făcut pentru chișinăuieni. Ați putea, vă rog, să-mi descrieți un proiect, dar de la bun început. Așa că să înțeleg că nu au fost folosite resursele administrative ca să vă faceți imaginea.
Фракция социалистов в муниципальном совете реализовала сотни социальных проектов. И это не использование административного ресурса. Мы не голосовали за земельные проекты, мы голосуем только за социальные проекты. 40% компенсация по отоплению, транспортная компенсация, повышение зарплат нянькам и поварихам в детских садах. Дневастро персоналом в руце требят. Персонал? Да, у вас умерджется на парламент. Лично я проверил тысячи проектов решения. Лично я занимался расследованием по парковкам этой знаменитой кражи века, да, второй, наверное, кражи века в муниципальном совете, по которому у господина Киртаки уголовное дело. Результат есть и досар пеналши. Контракт фост анулат приндичизия курция пел. Есть аннулатши, но и ну платим Петру Паркаре, Ламуничепи Кашинел. Мы остановили десятки строительств там, где людям мешали, людям был причинен ущерб и могло нарушить их спокойствие. Мафия конструяска касели. А построят кассы, строят дома мафия мобилиара только потому, что у нас, к сожалению, юстиция, прокуратура, суды принимают решения в их пользу. Мы до каждого, с каждым строительством, которым мы занимаемся, мы доходим до юридического конца. К сожалению, когда есть решение суда, продолжают. И в том числе, к сожалению, когда ваши сторонники в либеральной партии в муниципальном совете голосуют за земельные проекты, за изменения зональных планов, поэтому продолжается строительство, к сожалению. Дамна Григорьева, вы можете привести хотя бы один пример решения от начала и до конца хотя бы одного гражданина в муниципе? Вот чем вы помогли хотя бы одному человеку в муниципе? Существует, am fost într-adevăr pe post de activist civic și în 2015 de când am ieșit în stradă, iată atunci m-am implicat anume din această postură. Eu nu am avut nicio funcție în stat, dar vreau să vă zic că au fost diverse inițiative care au putut să ne ajute pe noi să formăm o societate care să poată să reacționeze la toate derapajele care se întâmplă în Republica Moldova. Ce am reușit noi să facem este totuși să vorbim despre problemele Republicii Moldova, astfel încât să devenim o voce sonoră atât pe interiorul țării cât și pe exterior. Acum, când suntem gata, când am văzut ce înseamnă viața în Republica Moldova, suntem gata să venim cu această ofertă, echipa blocului acum, platforma Da și Pas. Nu mai vorbe goale, fără concret, până la capăt, nu rezolvat vedeți nimic. Că dumneavoastră ați primit și salariu în postura de ales. Eu nu primesc salariu, eu primesc indivizație. Ok, dar sunteți un om care deja are o funcție în acest stat. Mai departe, întrebarea pentru domnul Mândru. Nu, doamna Grigoriu. Doamna Grigoriu. Deci, vorbeam cu partenerii externi și despre faptul că în Republica Moldova se folosesc resursele atât administrative cât și oamenii care sunt angajați în acest sistem. Tocmai am primit o confirmare din partea doamnei care îl reprezintă pe domnul Mândru prin Ministerul Educației. Ați spus că au fost colectate aceste semnături. Dumneavoastră considerați că ăsta este un lucru normal ca să fie folosit ministerul, un minister pentru a colecta semnături în vederea susținerii Eu înțeleg că dumneavoastră nu sunteți pedagog și sensul cuvântului cu regret nu l-ați înțeles. Eu am vorbit că noi avem foarte multe grupuri de lucru pentru a asigura managementul schimbării în educație. Am solicitat suport profesional, prin care eu sunt președintele asociației pedagogilor. Ați auzit întrebarea mea? Eu am auzit, dar dumneavoastră nu înțelegeți ce vreau să vă spun. Nu s-au colectat prin intermediul nostru. Noi am fost gata să... Dar prin intermediul Ministerului Educației, da? Doamne, Maica, Domnule, ce cu dumneavoastră, doamna Inga? Noi am avut suport profesional în formarea asociației pedagogilor în sectorul centru pentru a asigura managementul schimbării în educație. Dat fiind faptului că am fost susținuți și prin dezbateri, cu propuneri, noi eram gata să-l susținem pe Mândru că știe a promova aceste performanțe. Dar care a fost întrebarea mea? Care a fost? Că noi am colectat singuri, nu știu ce. Întrebare pentru doamna Grigoriu, vă rog. Bine, ați activat totuși la stat, după câte știu eu, conducător de cerc de dramatic, da? După câte ați da, în timpul studenției, acolo. Da. În timpul studenției, totuși aveți experiență. Am avut un cerc dramatic, dar asta a fost, doamnă, în timpul studenției. Nu, că ați spus că ați activat și aveți, mă rog, experiență în domeniu. Totuși, în Comisia Parlamentară, în calitate de cine vă vedeți?
Haideți că o să facem felul următor. Noi cu echipa noastră o să ne sfătuim. O să ne vedem capacitățile fiecărui. Fiecărui om care sunt... Știți unde eu am, vă vedeți. Eu am preferințele mele, dar împreună cu echipa noi vom stabili acest moment. Nu e clar. Întrebarea pentru Domnul Mândru, scuzați, vă rog, asta este hotărârea înregistrare grupă de 14 persoane de încredere. Este scris aici două persoane care am multe întrebări despre asta persoane. Asta doamna Străjescu, Natalia, și domnul Budurin Petru. Domnul Budurin Petru acum este angajat ca vicepretor sectorul centru și doamna Străjescu este angajat ca șefa direcției educație sectorul centru. Вам не кажется, вот подтверждение, это шефа дирекции, это домнул Будурин, есть вице-претор. Лосайт Кишиневым, да. Вам не кажется, что это использование административного ресурса? Это ответ на вопрос, каким образом вы собрали подпись? Дело в том, что с подписи мы собирали, уважаемые коллеги, в нерабочее время. Еще раз. Домнул вице-претор. Будурин не занимался подписями. Нет, сейчас у вас, вы проводите, домнул Мындру проводит встречи во дворах вместе с господином Будуриным. Только Будурин вечерами. Вице-претор. Только вечерами. Будурин исполняет обязанности вице-претора, и наказы, которые дают житель, он это исполняет. Присутствие господина Будурина рядом с кандидатом есть прямое административное использование административного ресурса. Точно так же, как использование госпожи Стражевской Натальи, к которой я отношусь с большим удовольствием, большим уважением. Однако это также является, если они не взяли отпуск, а насколько я понял, я звонил сегодня и в управление, районное управление образования и в притуру сектора центра, они не взяли отпуск. Соответственно, это прямое использование административного ресурса. Повторюсь, это ответ на вопрос, каким образом вы собрали подписи за один день. До которого часа работают учебные заведения и до которого часа работают по месту жительства, допустим, ЖЭКи, люди, которые собираются, его знают в секторе. Совершенно верно, потому что он вице-претор. Нет, я не говорю о Будурине, я сейчас говорю о господине Мындру. А то, что на встречу он приглашает людей, идите посмотрите, что у вас происходит. Наведите, пожалуйста, порядок. А депутаты этим не должны заниматься? Вице-претор, извините, должен был наводить до сих пор порядок. Вот. Почему он не навел до сих пор порядок, это большой вопрос. То, что они не взяли отпуск за свой счет, это является прямое использование административного ресурса. Подождите, он не занимается политической ресурса. Деятельностью. Ну, как не занимается? Он является официально... Ему указывают то, что просят, то, что просят жители, то, что просят жители. Он реагирует. Повторюсь, он официально является представителем Домнул Мындру, кандидатом в депутаты по 25-му округу. Насколько я знаю, он будет до сих пор он это не сделал. Așa, doamna Berezovski, nu mai aveți timp, practic aveți numai 5 secunde. Nu știu cum stau ceilalți candidați, am văzut că domnul Odințov mai are timp. Da? Așa, un minut 43 de secunde aproximativ, nu este timpul exact dumneavoastră trei. Cred că toată lumea a adresat întrebări și a răspuns la întrebări, sper, da? Da, nu am adresat întrebări. Dumneavoastră nu mai aveți timp. Eu i-am răspuns, dar n-am adresat. 4 secunde, vă rog să vă încadrați pentru întrebarea... Construcțiile trecătoare, ce faceți cu ei? Că le treceți din an în an, inclusiv și la mine, sala sportivă. Construcții trecătoare, scuzați, vă rog. Construcții trecătoare, cele care nu le-ți finisat, a înțeles anul trecut. E clar. Voi blocați la Consiliu. Nu, nu a blocat nicio decizie care este legală și corespunde interesul citaiului. Doamna Berezovski, gata, timpul nostru a expirat, vă rog să nu mai comentați, așteptăm doar răspunsul domnului. Я ответил, мы не блокируем никакие незаконные проекты. Да. Законные проекты мы не блокируем, мы голосуем то, что соответствует интересам кишиневцев. O întrebare generală către toți candidații, cum facem ca să nu... Or să distingem foarte clar care sunt atribuțiile administrației publice locale și care sunt atribuțiile deputatului, pentru că, în mare parte, toți candidații care vin aici vorbesc despre proiecte în sectorul administrației publice locale. Da? Ce face un deputat? Cum veți reuși dumneavoastră, în calitate de deputat, totuși să rezolvați problemele celor care v-au trimis în Parlament? Foarte scurt, pentru că e puțin timp. Cine? Da, dumneavoastră că ați răspuns ultimul.
Уважаемые кишиневцы, в качестве депутата, если вы доверите свой голос, я буду заниматься в первую очередь генеральным планом развития муниципия, в связи с тем, что необходимо генеральный план принимать на уровне парламента, на уровне правительства. Муниципий Кишинев мы рассматриваем как одно целое от Анен до Страшен, от Еловен до Водоловод. Должна развиваться целая динамичная агломерация. Так, что делает примария? Планул генерал требуя Софи, а пробат кетре гувернул, что требуя скимбат, легислация пентру аста. Am înțeles. Ok. Doamna Grigoriu. Dragi prieteni, noi am venit în fața dumneavoastră cu 5 angajamente pe care ni le-am asumat și care vor face ca să trăim la noi în țară prosper, alături de familii, cu o economie sporită, ridicată, cu afaceri acasă. Ceea ce ne propunem noi în continuare sunt prezentate măsuri pentru diverse direcții în programul nostru electoral, care vor fi implementate atât în termen scurt, mediu și lung. În curând va ieși programul nostru electoral, în care veți putea să vedeți toate direcțiile pe care ni le propunem, pentru că în legislativ deputatul are de adoptat și de votat legi. Da, dumneavoastră mai aveți 25 de secunde. Poți să le iei la final. La final. Da, domnule Chituroagă, da, aceeași întrebare. Noi avem o bogată experiență și ce privește, spre exemplu, ce remanieri trebuie să făcute de punct de vedere legislativ, reieșind din experiența pe care o are partidul în orașul Orhei, în raionul Orhei și într-o comună, deci într-o localitate. Este deja programe sociale pe care le implementăm la nivel republican, la nivel național. Dacă ar fi să ne referim la aceleași magazine sociale, care este o platformă binevenită atât pentru o persoană de a procura produse alimentare, dar și pentru producători autohtoni care își pot realiza marfa. Dacă ar fi să ne referim, spre exemplu, în domeniul medical, avem iarăși un alt concept, e vorba de farmacie socială și aici iarăși trebuie să reglementate anumite norme. Mie nu se pare normal, spre exemplu, ca o farmacie să aibă doar 5% produs autohton, 95% să fie produs de oricare altă origine. Trebuie să reglementate astfel încât piața medicamentelor să fie cu totul altă. E clar, timpul dumneavoastră a expirat. Eu aș vrea să mai adresez întrebări, nu mai avem timp. Și despre magazine sociale, să vorbim o dată și o dată în cadrul dezbaterilor, dar nu reușim astăzi aici. Aveți minutul de final, pentru că dumneavoastră ați răspuns ultimul, vă rog, beneficiați de el și în ordine. Stimați alegători, deja noi implementăm în circumscripția 25 o serie de programe și, cum am menționat, aceleași magazine sociale, avem mai puțin de 2550 de persoane care dețin cardurile sociale. Ei pot procura produse cu un alt preț, respectiv și producătorii autohtoni au o altă piață, alte posibilități. Noi ne dorim foarte mult ca aceste magazine sociale să devină proprietatea statului imediat după alegeri, astfel încât să putem micșora prețurile cu minim 20-30%, pentru că considerăm prețurile sunt exagerate de mari, luând în considerație, spre exemplu, veniturile pe care le are populația. Dacă ar fi să ne referim și la alte proiecte, la inițiativa mea personală, am reparat anumite acoperișe, astfel am testat felul cum funcționează sistemul comunal locativ, care trebuie reformat iarăși după sistemul din Orhei, astfel încât o parte din bani care sunt plătiți să fie redistribuiți, redirecționați pentru reconstrucția drumurilor, pentru amenajarea teritoriului și multe alte lucruri. Mi se spune de foarte multe ori că am făcut praf în ochi, spre exemplu, în Orhei, doar mi-aș dori foarte mult ca cele circa 40 de partide care sunt în Republica Moldova să facă același praf în ochi. Am fi trăit într-o altă țară. Dragi prieteni, eu reprezint o clasă politică nouă. O clasă politică constituită din oameni onești, cinstiți, curajoși, merituoși, profesioniști, integri. Noi venim la guvernare pentru a aduce Republica Moldova pe făgașul normalității. Eu vreau să vă spun că aceste alegeri nu sunt despre hoții și corupții de la guvernare sau despre cei care sunt acioați în instituțiile statului. Vreau să vă spun că aceste alegeri sunt despre noi, cetățenii Republicii Moldova, despre cum ne dorim noi să fie țara noastră în continuare. Vreau să vă spun că Republica Moldova poate fi un stat de drept, poate fi o țară prosperă. Dacă oamenii care vor veni la guvernare nu vor fura, vor fi cinstiți, vor lucra pentru oameni, le vor reprezenta interesele lor. Echipa acum, platforma Da și Pas, este constituită anume din oameni care în majoritate nu au fost la guvernare, în majoritate s-au realizat în domeniile lor.
Noi știm cum vrem să arate țara noastră. Noi avem un program electoral. Noi avem o echipă mare de profesioniști și experți lângă noi. Noi avem susținerea oamenilor de peste hotare. Noi avem susținerea diasporei. Toată lumea vrea să revină acasă, într-o țară mai bună, pe care noi o vom construi împreună. Vă îndemn să ieșiți la vot pe data de 24 februarie, să votați echipa blocului electoral mai departe, acum. Domnule Ugințov. Дорогие друзья, уважаемые кишиневцы, я коренной кишиневец, я знаю и Нижнюю Ботанику, и телецентр, и Малую Малину. Мы решили сотни вопросов, помогли сотням горожанам. У нас сотни проектов социального характера, от социальной помощи до детских площадок и спортивных площадок. Мы остановили десятки строительств в муниципии для того, чтобы вам было комфортно передвигаться, вам было комфортно жить в ваших дворах и не было строительства на детских площадках. Уважаемые друзья, необходимо изменить законодательство в области строительства, которое поменяли демократы и либералы в пользу застройщиков. Застройщики должны работать по четким правилам в интересах кишиневцев. Необходимо ужесточить законодательство в области экологии, защитить наши скверы и парки. Необходимо и совершенствовать систему ЖКХ и не платить по 303 закону Кота партии. Уважаемые друзья, приходите на выборы 24 февраля, голосуйте за партию социалистов. Majoritatea cetățenilor din circumscripția 25 apreciază cu stimă, respect și încredere candidatura domnului Victor Mândru. La multiplele întâlniri la care este, apropo, și astăzi, este omul potrivit la locul potrivit, aceasta a fost aprecierea dânsului, fiindcă nu așteaptă vorbe, nu le pronunță, nu le vociferează, dar se implică. Fapte, nu vorbe, acesta este motoul nostru și eu știu un singur lucru, că și ieri și astăzi a pornit o campanie foarte interesantă de selectare a tuturor propunerilor cetățenilor, tinerilor. Apropo, asfaltare de la scara blocului, nimeni nu și-a propus acest lucru, nemai vorbind de terenurile de joacă, terenurile sportive, care astăzi sunt numărul 1 în agenda zilei domnului Mândru. Numărul 1 în buletinul de vot. Votăm Victor Mândru. Mulțumesc foarte mult pentru participare. Vă doresc succes. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc. Încheiem aici prima emisiune. Ne vedem în scurt timp cu alți candidați. Vă aștept aici.